Această emisiune vă este oferită de Societatea Comercială Mirpan Grup SRL, specialiști în morărit și panificație. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sper că ați trecut cu bine și peste pragul dintre ani. E prima ediție din 2014 și vă mărturisesc că n-am muncit foarte, foarte mult. Sau dacă e să ne gândim la muncă, pe atunci am privit noi cam peste tot ce am făcut în 2013, împreună cu voi, bineînțeles, și procedăm prin a vă prezenta o retrospectivă anului care s-a încheiat. Inclusiv cu întâlnirea cu unii dintre diriguitorii agriculturii. Așa, ca să nu uităm cam ce ne-au promis și ca să știm cum îi tragem de urechi în 2014. Mai în glumă, mai în serios. Vizionare plăcută! Punctual, aș vrea să vă întreb, ce se întâmplă cu fermele nou înființate în acest an, cu vaci, să zicem, cumpărate prin februarie, care nu au, deci regăsesc locul în această... În schema de sprijin pentru bovine, atât carne cât și lapte. Nu, e o veste bună. În primul rând să vă felicit pentru perseverența dumneavoastră cu emisiunea, să vă urez succes în continuare. Mă bucur de fiecare dată când văd că sunt emisiuni specializate pe agricultură. Fermele care au început activitatea anul acesta, schimbăm modalitatea de acordare a plății pe cap de animal, dacă la acest lucru vă refereați. Dacă până acum aveam referința istorică 2008, în anul 2013 schimbăm schema și practic o să acordăm subvenția în funcție de animalele existente acum în gospodărie, dacă ne referim la cele pentru carne. Dacă ne referim la cele care sunt și pentru lapte, sigur că există o singură condiție, să aibă livrări de cel puțin 3000 de litri pe an și dacă există aceste livrări, ele pot intra în schema de sprijin pe cap de animal. Deci anul acesta s-a schimbat și nu mai condiționăm de ianuarie 2008. Sigur că întâlnirea de astăzi se dorește a fi un dialog. Eu am venit în fața dumneavoastră să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți. Știu că sunt producători extrem de exigenți pe care dumneavoastră le aveți în județ. Ne-am întâlnit și la Alba și acolo mi-ați spus de toate problemele care sunt în zonă. Eu îmi doresc, fiind un an extrem de important, anul 2013, să discutăm foarte mult despre viitor. Am avut și ieri câteva conferințe la București. Încerc să particip în toate județele din țară, să mă consult cu dumneavoastră, să vă prezentăm punctele de vedere și să aflăm de la dumneavoastră care sunt necesitățile, care sunt nevoile pe care dumneavoastră simțiți nevoia să le transpunem în politica următoare. De ce vă spuneam că e important anul 2013? Pentru că este un an în care stabilim, practic, după acordul care a avut loc la Bruxelles, apropo de chestiunea aceasta, stabilim ce vom face în următorii 7 ani din punct de vedere al politicii agricole, atât pe pilonul 1 cât și pe pilonul 2. Pentru că făcea referire la Consiliul de Miniștri, deși cred că, nu știu, nu cunosc pe colegii care au fost aici, nu cred că cunosc atât de bine mecanismele de acolo, vreau să vă informez și pe dumneavoastră și cred că banii aceștia ar trebui să-i duceți la cineva care a negociat extrem de prost în primăvara acestui an, în februarie, fondurile europene. Vă spun ce s-a întâmplat și la Consiliu, dacă să mă întorc la acest lucru. Comisia Europeană propune, înainte de o perspectivă financiară 2014-2020, către Consiliul de Miniștri, sigur după aceea către Parlamentul European, alocările financiare pe fiecare stat membru. Comisia Europeană, pe zona de agricultură, comisarul de agricultură, a propus pentru România bugetul pe pilonul 1 2014-2020 să fie de 12,6 miliarde de euro. În urma negocierilor cuiva pe care probabil reprezentați dumneavoastră, din păcate României a fost diminuat bugetul de la 12,6 la 10,6 miliarde de euro. Pe pilonul 1-2, acolo unde pe dezvoltare rurală aveam o propunere de 8,1 miliarde de euro, adică aceeași propunere pe care am avut-o și 2007-2013, în urma negocierilor reprezentate dumneavoastră, a scăzut această alocare cu 1 miliard de euro. Deci cam asta este discuția. Ce am putut să facem noi? În luna iunie acestui an a avut loc o, practic, faza finală a negocierilor pe reforma politicii agricole comune, care a fost propusă de comisarul Cioloș și dusă foarte bine la final. S-a ajuns la un acord preliminar politic în linii mari, care a fost definitivat săptămâna trecută și care spune că pentru, practic, direcțiile pe care putem să alocăm aceste resurse financiare. În plus,
Dacă la negocierea din februarie, pe pilonul 2, pe dezvoltare rurală, România trebuia să cofinanțeze 25% fondurile europene, în urma negocierilor care s-au încheiat în această săptămână la Consiliul de Ministri, am reușit ca cu ajutorul celorlalte state membre să reducem cofinanțarea României la 15%. Ce înseamnă acest lucru? Că efortul pe care statul îl face din contribuțiile dumneavoastră este mai mic pentru finanțarea fondurilor europene, având posibilitatea ca banii respectivi să-i ducem către o altă zonă de investiții. Am avut și aici, l-am lângă mine pe directorul general al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, domnul Turtoi, care vă poate confirma, din păcate, anul 2012, pentru că bugetul pe care l-am moștenit n-a fost suficient pentru zona de cofinanțare, în luna noiembrie și decembrie, din păcate, n-am mai avut resurse bugetare să tragem fondurile europene. Altfel, alocarea, absorpția de fonduri europene era mult mai mare pe zona de dezvoltare rurală. În acest motiv este extrem de important și era extrem de important să avem o cofinanțare mult mai mică, negociată mai bine, ca să vorbesc în mod direct, pe zona de dezvoltare rurală. Cred că s-a reușit acest lucru și e important pentru România, dincolo de orice fel de chestiune, cu cine a negociat și cum s-a negociat. Dar vă spuneam și mă întorc la rolul deplasărilor în teritoriu. E foarte important pentru mine să aflu punctul dumneavoastră de vedere de ce direcții credeți că ar trebui să ne alocăm aceste resurse financiare. Pentru agricultură, vă mărturisesc cu sinceritate că fondurile europene reprezintă principala sursă de finanțare. Dacă bugetul Ministerului Agriculturii, an de an, sigur cu mici diferențe, este în jur de 1 miliard de euro, fondurile europene pe care putem să le atragem, anul trecut am atras peste 2,4 miliarde de euro și în acest an sper să putem să facem același lucru. Deci iată că alocarea pentru investiții în fonduri europene este mai mult decât dublă față de bugetul pe care și-l permite România să-l aloce pentru zona de agricultură. Pe pilonul 2, pe zona de dezvoltare rurală, programul eu sper să fie gata un prim draft la sfârșitul lunii octombrie, să-l prezentăm în fața dumneavoastră. În ianuarie să transmitem Comisiei Europene pentru ca în iunie, cel târziu la anul, să putem să-l avem definitiv, să deschidem măsurile. Știu că sunt foarte mulți care vor să facă investiții și pentru a nu lăsa această perioadă până în august-septembrie, să spunem 2014, în care nu depunem proiecte, România își va asuma și va deschide în prima parte a anului 2014 măsurile de investiții care au rulat până acum pe răspunderea statului membru. Ce înseamnă acest lucru? Măsura pentru cei care cunosc 1-2-1 sau 1-2-3. Investiții în ferme, în unitățile de producție și investiții în unitățile de procesare. Cred că avem nevoie să deschidem cât mai repede aceste măsuri ca să putem să asigurăm competitivitatea atât sectorului productiv cât și sectorului de procesare. Și vreau să vă dau doar un exemplu. 1 ianuarie 2015 înseamnă, și aici suntem într-o zonă care probabil e de interes, există și o zonă de bovină destul de importantă, știu că sunt preponderentă pentru bovine, la 1 ianuarie 2015 se vor elimina cotele de lapte. Asta înseamnă că fermierii din România vor intra în competiție cu un lapte poate mai ieftin, obținut în gospodării mai mari în alte state, unde costul de producție poate că este ceva mai mic. Va fi o competiție deschisă, pentru că un fermier din Ungaria, din Austria, din Germania, nu va mai fi plafonat la cota care a fost alocată. Poate să producă mult mai mult, poate au un capital mult mai mare decât românii să investească și să poată să iasă peste granițe cu acest lapte. Avem datoria față de cetățenii români, față de fermierii români, să deschidem cât mai repede măsurile de investiții care se pot duce și către această zonă. De aceea vom face lucrul acesta la începutul anului 2014. În egală măsură și partea de procesare și exemplele pot continua. Dar acesta era un exemplu punctual pe care vreau să-l dau în fața dumneavoastră. Vreau să vă asigur doar un singur lucru vis-a-vis de viitorul PNDR, că birocrația mult contestată de dumneavoastră nu va mai fi atât de mare. În primul rând, nu vor mai fi 24 de măsuri ca și până acum, vor fi 14 măsuri. Fie concentrăm anumite direcții, fie venim cu direcții noi sau le păstrăm doar pe cele care au fost competitive. Vorbeam de productivitate, vorbeam de procesare. Investițiile, pentru că am zis că sunt și primari, în comunele din România vor continua. Avem nevoie de dezvoltarea rurală în continuare, avem nevoie de infrastructura să asigurăm platforma pentru investitori, pentru investiții. Din punctul meu de vedere, ne gândim și pe producție, dar și pe zona dezvoltarea satelor, pe proiecte, să finanțăm mai mult proiecte integrate. Adică acolo unde vedem că există lucruri de producție și intenția de a se face procesare, dacă sunt proiecte comune, le finanțăm cu prioritate, cu un punctaj ceva mai mare. În egală măsură, statul românesc cu siguranță nu va mai merge pe același principiu pe care am mers și până acum. Punctaj suplimentar pentru zonele cele mai sărace.
Acesta a fost până acum în actualul PNDR. Avem această experiență, am dus canalizarea apă în foarte multe sace pe principiul gradului de sărăcie și, din păcate, oamenii nu își permit să dea drumul la robinetele respective. De aceea vom gândi un sistem, poate și o finanțare din mai multe fonduri pentru satul românesc, astfel încât să ducem infrastructura acolo unde sunt investiții, acolo unde se pot genera locuri de muncă, acolo unde putem să asigurăm un trai, în urmă asta este scopul final, un trai mai bun pentru cetățenii din mediul rural. Sigur că, fiind o alocare mai mică pe pilonul 2, pe dezvoltare rurală, și alocarea pe infrastructura rurală va fi mai mică decât în această perioadă, dar sperăm să cheltuim bani într-un mod mult mai eficient. Dacă până acum au avut 1,7 miliarde de euro pe comună, o să avem 1,3 miliarde de euro viitoare, sau cel puțin aceasta e propunerea pe care ne-am avansat-o în Bruxelles. Multe schimbări pe pilonul 1, nu majore, dar sunt mai multe schimbări de care cred că e important să cunoașteți. Plata pe suprafață, pe care o cunoașteți până acum, va fi acordată în continuare într-o creștere de la anul 2013 până în anul 2020. Pachetul alocat pentru România de an crește de la 1,4 miliarde de euro până în 2020 la 1,9 miliarde de euro. Tot în urma negocierilor pe care le-a făcut Consiliul de Miniștri, deci reprezentanții Ministerului Agriculturii din fiecare dintre cele 28 de state acum membre ale Uniunii Europene, în acest sport s-a luat decizia la solicitarea României ca în continuare să avem posibilitatea să acordăm cunoscutele CNDP-uri, ajutoare de la bugetul de stat, care vin complementar pe plata directă pe suprafață. Ele se vor numi, nu se vor mai numi CNDP-uri, se vor numi ajutoare națională de tranziție. De ce? Pentru că în propunerea inițială, statele membre, Comisia Europeană, nu mai prevedea niciun ajutor suplimentar de la bugetul de stat, era doar plata europeană și atât pentru fiecare stat. România a propus să venim cu aceste plăți suplimentare dintr-un simplu motiv. Plata pe care o primește un fermier din România nu este comparabilă cu plata pe care o primește un fermier din, nu vorbesc, Germania, Franța, alte state, dar din Polonia, de exemplu, din Cehia. Plățile acolo sunt mult mai mari. Avem și exemplu Bulgariei, unde plățile sunt mai mici. Dar pentru a compensa aceste diferențe, am simțit nevoia să venim cu un efort suplimentar de la bugetul de stat. Și vreau să vă asigur că bugetul nu este mic. Este un buget de peste 400 de milioane de euro anual pe care statul îl alocă pentru aceste ajutoare suplimentare. Și mă refer la plata pe suprafață și la plata pe cap de animal, la bovine și la ovine. Și pentru a face aici o mică paranteză, vreau să vă spun că și la acest ajutor de stat pe care îl acordăm, deși el era negociat 2007-2013 ca plată pe cap de animal la bovine și ovine, schimbăm sistemul în ceea ce privește plata la bovine încă din acest an, din 2013. Deja s-a dat un ordin de ministru pe care sunt convins că îl cunosc colegii din Reconcentrate, care spune că plata pe cap de animal va fi acordată pe două pachete. Pachetul carne, unde avem 153 de milioane de euro, care se împart la numărul de efective reale. Deci nu mai mergem pe ce aveam în ianuarie 2008, efectivele reale care sunt în gospodării, și vom avea o plată unitară. Sigur că acolo unde avem și livrări de lapte la unitățile de procesare sau direct la piață, pe baza dovezilor pe care le prezintă fermierii, crescătorii respectivi, dacă ei livrează cel puțin 3.000 de litri anual, vor primi din pachetul de lapte, care va fi de 25 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, vor primi o plată pe litru de lapte livrat. Deci încercăm într-un fel, pe de o parte, să plătim ceea ce există în exploatație și pe de altă parte să plătim și să stimulăm creșterea producției de lapte în România. Având în gând întotdeauna faptul că în 2015 se liberalizează piața și se vor exista totele de lapte. Deci asta am vrut să fac ca mică paranteză pentru că e o chestiune care se aplică încă din anul 2013. Ca să mă întorc la plata pe suprafață, vă spuneam de acele ajutoare suplimentare pe care le-am obținut în urma negocierilor și vreau să vă mai spun că plata actuală va fi condiționată de câteva lucruri. În primul rând, de pachetul de înverzire. Dacă plata în 2013 este, să spunem, plata europeană de 139 de euro pe hectar, în 2014 ea va crește undeva la 150 de euro pe hectar. Dar această plată, ca și ajutoarele suplimentare, vor fi condiționate 30% în această plată, o vor primi numai acei fermieri care îndeplinesc condițiile de înverzire. Și aici sunt trei condiții. Să se asigure o rotație minimă a culturilor, să se mențină suprafețele cu pașnici permanente pe care le au și să avem o suprafață de 5-7% din exploatație și aici mă refer la acele exploatații de peste 15 hectare. Deci până în 15 hectare nu sunt afectați.
dar peste 15 hectare, să se asigure un procent de 5 și la un moment dat o să ajungă 7% din teren nelucrat sau cultivat cu culturi proteice, exemplu soia sau perdele forestiere, de exemplu. Acest lucru a fost obținut tot în urma negocierilor, pentru că inițial se spunea să rămână nelucrat. Pentru România ar fi fost o catastrofă să păstrăm 5%, abia am ajuns la un grad de a lucra terenurile destul de mare, spun eu. Lucrăm din 11 milioane de hectare, 9,6, deci e un progres foarte mare care s-a realizat. Să lăsăm 5% nelucrat, cred că era o problemă pe care în timp ne-a afectat. Alt lucru important, vom încerca pentru a stimula pe fermierii mici. Vom încerca, pentru că permite Comisia Europeană, să alocăm o plată redistributivă. Ce înseamnă acest lucru? Primele 30 de hectare dintr-o exploatație să primească o plată mai mare decât următoarele hectare. Poate cuvinte un fermier care are 100 de hectare. Și aici, sigur că nu se permite fragmentarea, pentru că se vor lua datele istorice din 2011. Un fermier care are 100 de hectare primește pentru primele 30 de hectare o plată mai mare. Calculul pe care îl avem arată că în 2015, de exemplu, acest fermier va primi pentru primele 30 de hectare 175 de euro, pentru următoarele 70 de hectare 150 de euro. Deci cu o mică diferență. Ce încercăm să negociem în aceste zile este să nu stimulăm totuși fermierii între 1 și 5 hectare. Pentru că o plată mai mare pentru aceștia ar însemna rămânerea lor în zona de subsistență și semisubsistență. Or, obiectivul politic major este să-i stimulăm să se asocieze și să iasă din această zonă care nu asigură progres. O altă facilitate pe care o acordăm tinerilor, și aici vorbim din cele două zone, și pe pilonul 1 și pe pilonul 2. Tinerii care au o activitate agricolă primesc 5 ani de zile o plată cu 25% mai mare, tinerii până în 40 de ani. Cu 25% mai mare decât ceilalți fermieri, pentru un număr de hectare cuprins între 25 și 90. Urmează ca România să stabilească care va fi această suprafață. De asemenea, tinerii vor fi stimulați, așa cum a fost și până acum pe măsura numărul 2, să se instaleze în mediul rural cu o plată care poate ajunge până la 70.000 de euro, între 40 și 70.000 de euro, rămâne ca noi să stabilim. Dacă vom stabili o alocare mai mare de 70.000 de euro, numărul de fermieri va fi mai mic. Dacă avem o plată de 40, pe numărul de fermieri va fi mai mare. Sunt lucruri care urmează în urma discuțiilor cu dumneavoastră și vă asigur că nu numai eu sunt în teritoriul astăzi, și colegii mei sunt la Ialomița, a fost ieri la Iași. Mergem în teritoriu tocmai pentru a lua de la dumneavoastră lucrurile reale, care sunt în teren și care credeți dumneavoastră că trebuie să fie îmbunătățite. O să mă opresc aici, sigur că sunt mai multe lucruri, dar acestea mi s-au părut esențiale acum să le aduc în atenția dumneavoastră. Vreau să vă mai spun, pentru că anul acesta, sigur că din punct de vedere al producției, mă refer la culturile din toamna anului trecut, pentru că celelalte, nu vreau să mă refer la ele, la porumb și la floarea soarelui, încă nu s-a terminat campania de recoltat, sau poate s-a terminat la dumneavoastră la floare. Dacă nu s-a terminat, nu mă refer la el, dar la celelalte culturi, anul acesta a fost bun din punct de vedere al producției. Sigur că discutăm din punct de vedere al prețului, ce înseamnă România în bazinul Mării Negre cu influențele din Rusia și din Ucraina asupra prețului, dar din punct de vedere al producției, eu cred că a fost un an bun. Pentru că mulți fermieri au decis să nu vândă în această perioadă, să stocheze producția respectivă, încercăm să venim în ajutorul lor cu plăți pe care le acordăm ceva mai devreme. Cred că sunt și colegii de la APIA. Pe AXA 2 încercăm să autorizăm și să plătim în zilele acestea 300 de milioane de euro ca avans pe AXA 2, măsurile de agromediu. E prima dată când agenția de plăți este pregătită să plătească atât de vreme și prima dată când plătește un avans pe AXA 2. În egală măsură, plata directă pe suprafață va începe, am cerut deja și am primit acordul Comisiei, va începe ca și avans în 15 octombrie. Deci încercăm să venim mai devreme tocmai pentru ca fermierii să aibă la îndemână capital atunci când au nevoie de aceste chestii. Și un lucru care, două lucruri care mi se mai par importante, în primul rând, demnul pe care îl fac către dumneavoastră să aderați la fondurile mutuale care se vor înființa în perioada imediat următoare. Am pregătit legislația, vreau să vă spun că se puteau înființa aceste fonduri din 2007. Existau bani europeni care să susțină pentru 3 ani de zile activitatea fondurilor europene la nivel național. Nimeni nu i-a cerut până în acest moment. Am pregătit legislația, există deja două intenții de înființare a fondurilor mutuale, Asociația ProAgro, pentru că e o condiție, să aibă cel puțin 30% din suprafața arabilă a țării, fondurile mutuale, când se înființează. Ca atare, asociațiile sunt cele care pot să fie baza viitoarelor fonduri mutuale. Deja există intenție din partea ProAgro de a înființa și din partea LAPAR.
Indiferent unde decideți dumneavoastră, cred că este foarte important să aderați, pentru că într-un an secetos, cum a fost anul 2012, penierii pot fi compensați de ceea ce nu asigură societățile de asigurări. Seceta, înghețul, bolile care apar la anumite plante, sunt chestiuni care sunt acoperite 100% de fondurile mutuale, iar Comisia Europeană rambursează un procent extrem de important din acești bani. Facilități pe care încercăm să le punem la îndemâna dumneavoastră. Și ultimul lucru, în aceste zile cred că avem licitația pentru a desemna o bancă sau o instituție financiară bancară sau nebancară, care să administreze un fond de microcreditare pentru fermieri. Un fond de 300 de milioane de lei pentru început, care să fie pus la dispoziția noastră cu mai multe direcții. În primul rând, acest fond oferă garanții, care oferă credite, care sunt garantate de fondul de garantare în proporție de 80%. Deci fermierii nu vor fi nevoiți să vină cu casa, nu știu, alte mașini sau alte bunuri pe care le au în proprietate pentru a garanta. Un microcredit se referă la 25.000 de euro care pot fi luați foarte ușor, fără proceduri foarte mari, pentru campania de toamnă, de exemplu. Alt microcredit se referă la cei care au deja fonduri europene, dar pot ajunge cu această finanțare la 75.000 de euro. Și cel mai important lucru, poate, se referă la achiziția de terenuri. Putem, și s-a creat un mecanism prin acest fond, ca fermierul să cumpere teren cu doar 10% avans, ca și contribuție proprie, urmând ca diferența de 90%, din acești 90%, 50% să fie garantat de fondul de garantare și restul sigur că banca poate constitui garanție terenul care se cumpără. Deci am creat acest mecanism tocmai pentru a crea competitivitate fermierilor, se pot cumpăra până la 1000 de hectare. Pentru a oferi competitivitate fermierilor care vor să cumpere și care se tem că din 1 ianuarie 2014 vor veni străinii să cumpere terenul care e învecinat sau pe care îl vizează de foarte mult timp și nu au putut să îl achiziționeze. Sunt doar câteva din facilități care am considerat că e bine să vi le spun acum. Sunt sigur că am omis multe dintre ele, dar sunt aici să vă răspund la întrebări, să clarificăm toate problemele pe care dumneavoastră le aveți. Mulțumesc! Prima problemă, ce facem cu pajiștile și pășunile? Pentru că de 2 ani de zile România încearcă să găsească o soluție sustenabilă la problema acestor pajiști și a pășunilor de a fi folosite doar de crescătorii de animale și se pare că încă nu găsim, iar băieții deștepți în această perioadă își prelungesc contractele cu încă 50 ani cu ajutorul consiliilor locale. A doua problemă, ați spus punctul pe ei cu privire la finanțare pentru cumpărare de teren. În condițiile în care teritoriul României nu este cadastrat, aceste activități de cadastrare presupun un cost suplimentar de 20-30% pentru cel care achiziționează terenul, în condițiile în care acești bani ar putea foarte bine să meargă la proprietarul terenurilor, nu la intermediarul de la OCPI sau de la topografie. A treia problemă este proiectul nostru care s-a pus pe site-ul Ministerului cu privire la achizițiile de terenuri din 2014 limitează achizițiile de terenuri pe persoană fizică la 100 de hectare. Ne întoarcem înapoi la 1918 sau încercăm comasarea terenurilor? Pentru că mi se pare o chestie neconstituțională să-l limitez pe persoana fizică român să cumpere mai mult de 100 de hectare. În primul rând, legea pajiștilor și a pășunilor, după cum știți, a fost modificată în luna mai sau iunie, dacă nu mă înșel, printr-o ordonanță de urgență care clarifică foarte clar aceste aspecte pe care dumneavoastră le-ați ridicat. Deci este esența ordonanței de urgență, pune prin plan crescătorul de animale, asociația de crescători din comuna respectivă. Consiliul local este în plan secund, dacă cineva nu solicită pășunea respectivă, atunci Consiliul local este cel care putea până acum să solicite. În 2014 vine și Comisia Europeană și clarifică aceste lucruri și spune Consiliul local nu poate să fie beneficiar. De ce? Pentru că se dă o definiție a fermierului activ. Iar Consiliul local este pe lista neagră din punct de vedere al Consiliului, ca și aeroportul, ca și alte instituții care nu fac agricultură. Trebuie să aibă activități agricole și venituri din agricultură, cel puțin 5% din veniturile societăților respective. Iar România poate să vină cu chestiuni mult mai restrictive decât acestea. Deci, din acest punct de vedere,
Ordonanța a clarificat toate aceste lucruri și cred că sunt cazuri izolate pe care eu sunt deschis să le rezolvăm chiar cu corpul de control al ministrului dacă dumneavoastră le ridicați. De altă parte, ordonanța trebuie modificată, trebuie aprobată prin lege, așa cum știți. Legea a trecut de Senat, este acum în dezbatere la Camera Deputaților. Cred că săptămâna viitoare va fi dat și votul în Camera Deputaților și vom avea legea pașnicilor. În zilele următoare, îmi spuneau colegii chiar din ce venea la dumneavoastră, proiectul de hotărâre de guvern a plecat din Ministerul Agriculturii cu privire la normele metodologice și nu vor mai fi niciun fel de probleme în transferul acestor pășuni, sigur, în concesiune sau în arendă, către crescătorii de animale. A fost obiectivul meu și am găsit forma, cred eu, cea mai potrivită pentru a ajunge la această formulă. După aceea, sigur că spuneți dumneavoastră că nu există cadastru și atunci libera circulație a terenului pe credite nu poate exista. În egală măsură, nici pentru străinul care vine de la 1 ianuarie 2014 nu poate exista această facilitate, nu poate să cumpere terenul care nu este cadastrat. Deci trebuie făcute toate actele respective. De altă parte, cu liberalizarea pieței funciare, sigur că e un proiect de lege. Proiect de lege pe care mi-am propus să-l aprobăm și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Ca atare, avem timp suficient. Eu zic că am făcut ceva. Sigur că e ușor să critici când cineva face ceva. Până acum nu s-a făcut nimic. Se știa din 2005 că la 1 ianuarie 2014 se va liberaliza piața funciară și că străinii pot să vină în România să cumpere terenul. Eu mă îndoiesc însă că vor veni străini în România să cumpere pe persoană fizică. Cine a vrut să investească, cine este investitor serios, cine vrea să facă agricultură și a făcut o societate până acum în România și a cumpărat terenul. Sunt foarte mulți investitori străini care au societăți în România și care fac astăzi agricultura aici. Limita de 100 de hectare e o chestiune supusă dezbaterii publice. Din punctul meu de vedere nu încalcă Constituția, pentru că acolo se spune proprietatea este garantată în condițiile legii. Legea poate să vină să spună, nu este nici măcar o chestiune de creare de condiții diferite, pentru că această chestiune se aplică la cetățenii români și la cetățenii străini. Nu puteam să punem chestiune numai pentru cetățenii străini. Dar, repet, e o chestiune de dezbatere pe care o analizăm și dacă opinia majoritară va fi în defavoarea acestei chestiuni, sigur că nu va fi susținută. Dar în lege nu este numai această chestiune. Se stabilește, de exemplu, un drept de preemțiune. Dumneavoastră care aveți o activitate agricolă într-o anumită comună, veți fi oarecum avantajat de acest drept de preemțiune. De ce? Dreptul de preemțiune se exercită în primul rând de coproprietari, al doilea rând de cei care au arendat terenul respectiv sau au concesionat terenul respectiv, în al treilea rând de tinerii din comuna respectivă care au până în 40 de ani, în al patrulea rând de către statul român. Și dacă nu există, nu își exercită dreptul de preemțiune, atunci poate să vină cineva din afara comunei, din afara județului sau din afara țării și să cumpere acel teren. Deci, în felul acesta, eu cred că putem să creăm anumite condiții de competitivitate a fermierului român în fața celor capitalizați care vin din afară. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat pe lumea asta și am mai gustat de păinși și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apuseanilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi duceți verișori. Asta chiar au gust, mă! Când urmărește HBO Go, nu evadezi din viața de zi cu zi. Nu ești mai puțin singur. O seară obișnuită pe canapea nu devine mai palpitantă. Și totuși s-ar putea să simți toate acestea. Lasă-te purtat în lumea HBO Go. Am luat altă apă. No, bine ai făcut.
Dar pentru rinichi o fi bună? Bună. Dar pentru ficat? Bună doră. Dar tu de unde știi? No, de ce crezi că îi zice Miracol? La tăție-i bună. Apa minerală naturală Miracol are conținut bogat și echilibrat de minerale, puritate deosebită și gust plăcut. Naturală cu dioxid de carbon sau degazeificată parțial. Miracol de Chimindia. Acum și băuturi răcoritoare aromatizate. Da, de sete strece? Și de sete strece. Tare-i bună! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Încă un an Acila Costești. Da, și voi veni de fiecare dată cu plăcere, pentru că eu cred că astfel de evenimente și cu preponderență cele care se întâmplă aici sub patronajul Asociației Dacia, sub patronajul primăriei și celor interesați din acest județ, eu cred că sunt binevenite și trebuie să le încurajăm, pentru că expunerea geneticii, expunerea sectorului pentru ca să fie foarte bine cunoscut de consumatori, eu cred că este un efect, are un efect benefic și noi trebuie să fim prezenți de fiecare care dată să răspundem prezent. Așa este. Și pentru că sunteți prezent, îmi permit să vă pun o întrebare care începe să ne roadă așa puțin de-l. Ce se întâmplă cu camerele agricole? Cu camerele agricole eu sper să se întâmple lucrurile bune, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, propunerea Ministerului Agriculturii împreună cu ceilalți parteneri de dialog social, asociațiile profesionale, asociațiile ale primărilor și ale consiliilor județene, căutăm o soluție bună. Astfel încât aceste camere agricole să funcționeze, să fie ale agricultorilor, să fie gestionate de ei și de ce nu să facă acele politici, acele măsuri, acele instrumente pe care agricultorii și le doresc. Eu cred că vor avea sprijinul în actuala conducere a Ministerului Agriculturii cu prisosință din acest punct de vedere. Numai că știți și dumneavoastră că orice entitate este o entitate de utilitate publică, trebuie să facem eforturi atât din punct de vedere al capitalului public, dar și privat, pentru că nu poate funcționa numai cu alocare bugetară sau numai cu alocare venită din partea privată. Din acest punct de vedere, căutăm soluțiile cele mai bune, astfel încât să funcționeze, dar pe principiile pe care vi le-am enunțat. Noi cred că am omis un instrument extrem de important, și anume fondul mutual. Pentru că eu cred că fondul mutual la ora actuală răspunde cerințelor producătorilor, și anume acele pierderi de venit pe care le au agricultorii datorită incidentelor climatice, și le vedeți și dumneavoastră că sunt destul de frecvente astăzi, datorită volatilității prețurilor. Pentru că într-o zi avem un preț la cereale, a doua zi alt preț, într-o zi la carne, într-o zi la lapte, și bolile și dăunătorii la plante și animale, toate astea sunt garantate prin acest fond mutual, și eu cred că acest fond mutual trebuie să funcționeze. Acest fond mutual este al agricultorilor, administrat de agricultori, și un lucru important, funcționarea acestui fond mutual, toată această funcționare este plătită de statul român împreună cu Comisia Europeană. Un alt punct important este faptul că acea contribuție pe care vine din partea producătorilor, spun producători, se intră toată categoria, toate categoriile de producători din sectorul agricol, vor capitaliza acești bani. Deci acești bani nu sunt ca la societățile de asigurări, dacă s-a întâmplat incidentul, te despăgubește sau nu. Acești bani vor fi capitalizați și le va permite agricultorilor să treacă mai ușor peste momentele defavorabile. Și amintiți-vă anul trecut când am venit la acest eveniment, cum crescătorii de ovine erau foarte mâgniți pentru că prețul cerealelor era foarte sus, ei nu își permiteau să mai țină efectivele. Mă bucur că acest an a fost un echilibru. Acest an am avut o producție mai bună, dar din păcate n-am avut și un preț care să satisfacă pe toată lumea. Din acest punct de vedere, știți, eu cred că important este să funcționeze și asocierea dintre organizațiile profesionale, dar și interprofesionale. La ce mă refer? Cei de la cereale să lucreze împreună cu cei de la zootehnie, astfel încât că e an mai bun sau mai prost, asigure o cantitate și un preț constant, astfel încât fiecare să-și facă afacerea cum trebuie.
încet, încet terminăm un exercițiu financiar, ne apropiem de altul, încă nu avem foarte, foarte multe date. Am înțeles că vor fi mai puține măsuri. Ne puteți spune, măcar cu aproximație, la ce să se aștepte cei care vin înspre agenția dumneavoastră? Da, în principal vreau să vă spun că programarea nu o face agenția, o face ministerul, pentru că e politica României pe următorii 7 ani. Agenția se ocupă doar de partea tehnică, să spunem în acest fel. În principiu vor fi menținute măsurile cele mai atractive ale programului actual, adică investițiile în ferme, investițiile în procesare, infrastructura rurală, tinerii fermieri. Astea vor fi măsuri sigure și pe viitoarea programare. În general, se va micșora numărul de măsuri. Ne-am avut 24 de măsuri pe această perioadă de programare, multe dintre ele neatractive și fără rezultate, și vor fi restrânse undeva la aproximativ 14 măsuri, cu tot cu cele de plată pe suprafață. Ce se întâmplă cu micii producători, cu micii fermieri? E bine știut faptul că în România sunt foarte, foarte mulți cei care merg pe agricultura de subzistență, semi-subzistență. Vor mai fi sprijiniți sau se va forța într-un fel asocierea? Se va încerca asocierea pentru că, așa cum spunea și domnul ministru, s-a văzut că menținând această fragmentare a terenurilor, pentru că acest lucru s-a făcut prin acești 1500 de euro pe an, s-a menținut efectiv fragmentarea terenurilor și atunci poate se va încerca creșterea nivelului de suprafață pe care vor fi eligibili și creșterea dimensiunii fermei. Adică măcar de la semi-subsistență să ducem spre subsistență sau să ducem spre partea de a intra pe piață, că acolo trebuie să ajungem undeva. Așa este. Revenind la tot ceea ce înseamnă PAC 2014-2020, atâta timp cât încă nu a răsuflat, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, dar îl folosesc, încă nimic despre ceea ce va însemna acest PAC. Știm doar sumele. Ce se va întâmpla în prima parte a anului 2014? Cei care vor să acceseze niște fonduri vor avea posibilitatea sau trebuie să aștepte până către septembrie-octombrie, încolo când va fi definitivat planul pe zona noastră? Planul putem să-l definitivăm și într-o lună, că oricum durează foarte mult avizarea planului de către Comisia Europeană și emiterea deciziei din partea Comisiei pe planul de dezvoltare rurală. Așa este situația fiecărui stat membru. Nici măcar regulamentele aplicabile nu au apărut încă din partea Comisiei Europene. Deci chiar dacă ne mișcăm rapid până la sfârșitul anului, tot nu avem șanse să lansăm programul anul viitor la început. Undeva din vară să ne așteptăm cumva la cea mai fezabilă perioadă din care va începe următorul program. Eu nu pot decât să vă doresc succes și să sperăm că de data asta totul va fi un pic mai moale, iarăși cuvânt, poate ne la locul lui, dar îmi place să-l folosesc, va fi un pic mai moale pentru toți cei care doresc să acceseze fonduri europene. Lucrul acesta ne-l dorim și noi și să știți că avem deja pregătite multe simplificări și multe debirocratizări pentru viitoarea perioadă. Domnule director, o întâlnire frumoasă aici la Totești. Crescătorii de oi de aici, din zona Hațegului, din țara Hațegului, demonstrează că știu meserie. Așa este. Îmi pare rău că nu sunt cioban. Că aș fi fost contemporan cu ciobanul Ghiță, care face reclamă la Vodafone. Mai cunoscut e ciobanul Ghiță decât Nadia Comăneci și Ilie Năstase. E foarte bine așa. Așa este. Dar dincolo de toate astea, oamenii, da, este o glumă, dar oamenii ăștia știu să glumească, dar știu să și muncească la modul serios. Ce le propuneți pentru perioada următoare? Noi, în primul rând, trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Deci, la vechiul program care l-am avut, n-a funcționat destul de bine și atunci când s-au făcut direcționarea sumelor, nu s-a avut în vedere repartizarea lor uniformă pe toate zonele țării. Pentru că un program european de dezvoltare rurală are în vedere și dezvoltarea uniformă a tuturor zonelor. Nu putem să acordăm sume substanțiale pentru o zonă să se dezvolte și să o lăsăm pe alta în sărăcie și în subsistență. De aceea, în programul nou care îl avem 2014-2020, avem un subprogram, zona montană, unde intră în special crescătorii de ovine. Și aici avem în vedere instalarea tinerilor fermieri, care să-i facem cioban, nu e nicio rușine. Vă spuneam că trebuie să fie mândre că sunt cioban.
Doi, trebuie să, prin fermele familiale, fermele mici, vom da de la 5.000 la 50.000 de euro să se dezvolte și să-și facă o fermă. Și eu zic că banii sunt suficienți pentru a se pune la punct, pentru că vedeți dumneavoastră și creșterea animalelor, dar și prelucrarea produselor de lapte, de oaie, necesită utilaje moderne, trebuie să respect niște norme sanitare veterinare, nu mai pot trăi așa, deci nu mai pot face față, nu o să-i mai primească în piață. Și atunci ei trebuie să pună mâna pe banii europeni, să înceapă să-și facă, eu știu, niște capacități de producție pentru prelucrarea laptelui, pentru prelucrarea cărnii, pentru că, vedeți noastră, în vechiul program am făcut abatoare numai în mediul urban. Uitați-vă la... Și foarte mari. Și foarte mari. Noi trebuie să dăm bani pentru aceste abatoare, mini-abatoare, dacă vreți, de capacități mai mici, atât cât au ei, și în așa fel încât să poată să își prelucreze produsele lor. Și spuneam și când am luat cuvântul, că noi trebuie să-i ajutăm și din alte puncte de vedere. Vedeți, problema cea mai mare este cea de desfacere a păsturilor agricole, de valorificare. N-au unde. Nu puteam să-i trimitem pe ei în marile retail-uri, în marile magazine, unde e și jupoaie. Le ia și 7 pei de pe ei ca să își prezinte ei produsele acolo. Și atunci, prin Uniunea Europeană, pentru prima dată, să dau bani pentru lanțul de magazine scurte, adică să scurtăm drumul acesta de la producător la consumator, și de aceea eu pun un accent foarte mare pe asociere. Eu mă bucur că în sectorul ovin există o organizare destul de bine pusă la punct. Doamne Frola, de ani și ani de zile ne întâlnim la târguri și societatea noastră vine tot timpul cu ceva care să-i uimească pe fermieri. Ce ne pregătiți anul ăsta? Și cu bătaia așa pe 2014. Dar, în primul rând, mă bucur că ne vedem în fiecare an. Asta e un semn foarte bun. Noi venim întotdeauna la Indagra cu, nu zic cu noutăți, dar cu idei noi, în primul rând. Pentru noi Indagra e o tradiție. A rămas singura firma că vine la Indagra de la înființarea Indagrii. E, întotdeauna clienții noștri știu că e un punct de întâlnire, tragem socotelele, producție, s-a făcut bine, s-a făcut prost, etc., etc. E un punct important în primul rând. Restul, ca de obicei, am venit la Indagra cu propunere noi, propunere integrate. MAP nu reprezintă numai utilaj agricol, nu reprezintă numai Same 2 Sfar Lamborghini, dar activitații că, complementare, silozare, stocare, irigații, asigurare, consultanță e cel mai important, nouă propunere financiare. În fiecare an lucrurile se schimbă, în fiecare an sunt nevoile noi. Ați văzut, anul trecut a fost un an de secetă, dar prețurile au compensat aceste pierderi. Anul ăsta, clar, e o procedură inversă. O producție mai bună, dar prețurile foarte scăzute. Dar la Imotiv este decapitalizare, în primul rând, lipsă de cash flow. Atunci fermierii se îndeplinesc dorințe, au nevoie de un suport financiar important. Noi cred că, din punctul ăsta de vedere, am dimostrat anii astea, suntem, se poate, cei mai bine pregătiți în punctul ăsta de vedere, cu flexibilitate, cu o bancă parteneră, îl vedeți întotdeauna cu noi la târg, există o integrare foarte bună cu Banca Intesa. E, în acest mod vrem să mergem înainte. Am pregătit pachete financiare foarte, foarte atractive pentru primăvară, în modul că în această iernă, și dacă fermierii au suferă de cash flow, de bani cash, cu avansuri foarte mici, cu dobânde și su piață, pot să găsească la MAP soluție pentru nevoile lor. Da, mai ales că anul 2014 va fi oarecum sărac. Punem și ghilimele de rigoare dacă e nevoie, pentru că în prima perioadă a anului nu vor prea putea fi accesate fonduri europene, nu vor fi măsuri prin care să accesăm, până când se lucrează la noul PNDR, până când, așa, va fi chiar o perioadă în care omul
omul care vrea să-și achiziționeze ceva are nevoie de acest sprijin pe care văd că îl oferiți dumneavoastră. Nu numai așa, aveți perfectă dreptate, domnul Ipașu va fi un punct de vedere al accesării al fondului foarte dificil, nu cred că vom apuca nicio măsură, dar din altra parte așteptam de 18 luni ieșire de la măsură 1-2-1. Dacă această selecție va fi publicată în luna noiembrie, clar va fi un ajutor pentru tot compartul agricol, pentru noi, pentru fermieri, în mod că această iarnă, această primăvară, să ne grăbim cu finalizarea acestei proiecte. Adică există încă un rezervor, speram că după 18 luni apară pe site selecția e ne vom bucura cu toții. Așa ar fi, numai că din păcate se mișcă unele lucruri foarte, foarte încet și eu am mai spus-o odată și nu este acea periuță cu care e obișnuit românul să o dea. Gândiți mult mai bine agricultura românească decât cei născuți aici, autohtonii. Nu, bine, pentru mine, am spus de multe ori, e a doua experiență din viață. Noi deja am trăit acest procedeu. Eu zic că întotdeauna trebuie să avem speranță, să credem că viitorul va fi mai bun. În ce sens? Am avut acum 4 ani de fonduri structurale, acum ne pregătim pentru al doilea ax, până în 2020. E că eu sunt sigur că toată lumea se va uita la ce erori s-au făcut, unde sunt lucruri înguste. E cred că obiectivul va fi să avem o accesare mai mare e să găsim soluții birocratice mai simple, să dăm efectiv posibilitate la toți fermierii din orice comparte, din orice segment să acceseze aceste fonduri. Eu zic întotdeauna că România este în acest moment într-o perioadă istorică extraordinară. De ce? Acum, astea sunt discuții în ultimul an mai aprinse, toată lumea acum se dă seama că în 2050 vom fi 1 miliard mai mulți în lumea asta, toată lumea în tot globul discută cum trebuie să fie agricultura de viitor. E clar, trebuie să se mărească producția pe hectar, trebuie o planificare mediu termen și lung termen. În Europa, România, eu cred că va avea un rol extraordinar. Unu, pentru că în România marja de mărire al producției încă e foarte mare. A doua, poziția geografică este extraordinară. Va fi un păcat să nu profităm din aceste nevoie la nivel global. Repet, eu sunt optimist întotdeauna. Sunt sigur că cine va decide axa 2 știe aceste lucruri. Cred că toată lumea și în România cine conduce știe care va fi viitor e cred că vrea să profite din această perioadă istorică. Ne dorim și noi același lucru și cu siguranță și cei care privesc de atâta timp emisiunea noastră își doresc lucrul ăsta. Să dea Dumnezeu să fie așa. Vă mulțumesc. Eu mulțumesc, mult noroc în continuare. Nicoleta, bucurie mare. Faptul că s-a înființat Asociația Presei Agricole din România și acum trebuie să o spun, faptul că ne-ați acceptat și pe noi, acolo lângă voi. În primul rând, bine ați venit. Era imposibil să nu vă acceptăm pentru că lucrăm împreună de atâta timp. Ne întâlnim pe teren, acolo la coada vacii, cum îmi place mie să spun, unde, din păcate, nu numai ne documentăm, ci și ne profesionalizăm. Atâta timp cât nu există școală de jurnalism agricol în România, este foarte greu pentru un ziarist să pătrundă în lumea asta, să o înțeleagă și să fie foarte atent, să trimită informația corectă către fermier, pentru că ei depind de informația noastră și tu știi foarte bine chestia asta. E aproape imposibil pentru un ziarist care vine acum din băncile școlii să difuzeze informație de specialitate. Nu are cum. E vorba de până la urmă de ani de experiență în câmp. Da, și așa cum spuneai la coada vacii, pentru că, de fapt, dacă stăm să ne gândim bine, totul pornește de acolo.
n-are rost să ne ascundem după deget și totul se va întoarce încet, încet acolo, pentru că există o singură șansă și trebuie, și noi am spus-o de atâtea ori și cred că o spune multe lume, există o singură șansă în țara asta, agricultura. Așa este. Astăzi la Indagra a fost lansarea oficială a Asociației Presei Agricole din România, un eveniment pe care ni l-am dorit în primul rând al nostru și în al doilea rând al invitațiilor noștri, pentru că au răspuns afirmativ, începând cu Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, reprezentanții ai APIA, PDRP și instituțiile statului responsabile cu agricultura, au venit președinți de federații și asociații ale agricultorilor din România. Pentru noi a fost recunoaștere oficială și un imbold și mai puternic pentru a merge înainte. În afară de profesionalizarea noastră ca jurnaliști de presă agricolă, vrem să inițiem și pe alții, să ne adresăm și celor tineri, ziariștilor tineri care sunt acum, așa cum am fost noi acum mulți ani de zile, aruncați pe o piață a muncii foarte neprietenoasă cu noi și ne-am străduit să ajungem unde suntem astăzi și spunem cu mâna pe inimă că suntem profesioniști pentru că reușim cu forțe proprii să transmitem informația. Nu o facem perfect. Deci, clar, mai avem multe de învățat și pentru asta ne-am adunat și am strâns rândurile. Cea mai tâmpită întrebare pe care poate să o pună cineva e ce planuri de viitor aveți? Și totuși, chiar dacă e așa, o pun și eu. Ce planuri, ce își dorește Asociația Presei Agricole din România? Ce planuri de viitor avem? Da, deja avem. O să mă obișnuiesc cu statutul ăsta. Ești un proaspăt membru al asociației. Mă bucur că ai aderat la ideea noastră. Era și cazul să fim împreună. Planurile sunt multe. Acum, sigur, în afară de obiectivele, să zic, cu caracter mai general, acela de sprijinire a ziaristului de presă agricolă prin această asociație, la nivel guvernamental și nu numai, vrem să înființăm o școală de vară pentru tinerii jurnaliști, o școală de vară de jurnalism agricol, începând cu anul viitor, sperăm să reușim, după modelul colegilor noștri de la Rețeaua Europeană a Jurnaliștilor de Presă Agricolă, la care, din fericire, am afiliat și noi, ca reprezentanți ai jurnaliștilor din agricultură din România. În afară de aceste planuri concrete, informația este cea care ne interesează. Accesul la informația de primă mână, corectă, prin structura europeană, da? Pentru că urmează 2014-2020 o perioadă cu mulți bani și cu multe probleme, este foarte, foarte important să avem acces la această informație. Ori asta obținem tocmai prin asociere. Îți mulțumesc, să dea Dumnezeu să ne fie bine. Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat în lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi duceți verișor. Asta chiar au gust, mă! Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro! Drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Atât și pentru astăzi. Gata. Putem spune că 2014 deja începe în forță. Cel puțin așa ne dorim. Și vom încerca să facem acest lucru, să fim cât mai mult alături de voi. Vă spun încă o dată ca anul acesta să vă fie rodnic, să vă fie frumos, să vă fie cu folos. Ne revedem peste o săptămână la aceeași oră cu deja subiecte care să vă țină alături de satul Hunedoran și în acest an, dar așa cum vă spuneam și la ediția următoare. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă. Această emisiune v-a fost oferită de Societatea Comercială Mirpan Grup SRL, specialiști în morărit și panificație.